Bună ziua, dragii noștri, bine v-am regăsit la SQTV, o nouă emisiune de data aceasta, pentru că se apropie sezonul estival, se apropie vara cu pași repede și sperăm să putem călători sau să putem relua proiectele noastre de voiaj. Iată că am invitat pe domnul Teodor Tănase de la Teo Travel, agenția de voiaj românească cu sediu aici în Montreal. Bine ai venit, Teo, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună ziua, Marius, bună ziua, dragi telespectatori, mulțumesc pentru invitație. Sunt pregătit să răspund atât întrebărilor puse de Marius, cât și să vă dau câteva detalii privind călătoriile din această vară, cum se desfășoară, care sunt condițiile, care sunt restricțiile. Teo, a fost o perioadă foarte dificilă pentru întreaga societate, pentru întregul mapamont, dacă vrei, în mod particular pentru industria voiajelor. Cum ești acum față de acum un an, față de acum 6 luni? E mai bine, e mai puțin bine, e spre bine? Păi, pot să vă dau un răspuns care împacă toată lumea și o să zicem da. Este puțin mai bine dintr-un punct de vedere, este la fel dintr-un alt punct de vedere sau chiar mai rău în ceea ce privește călătoriile, pentru că în continuare avem condiții și restricții de care trebuie să ținem cont. Bănuiesc că, în primul rând, telespectatorii dumneavoastră sunt interesați de călătoriile către România. În conformitate cu prevederile Guvernului României și ținând cont de restricțiile care sunt impuse de țările prin care se tranzitează sau de liniile aeriene cu care se zboară. Da, într-adevăr, situația nu este deloc simplă, mai ales, așa cum ai spus, că regulile de acces, de tranzit sunt diferite, se și schimbă de asemenea foarte des. Dacă ai câteva exemple concrete, știu eu, de exemplu, dacă faci scală în Frankfurt sau în Amsterdam sau Londra, ce diferențe ar fi în momentul ăsta? Doar cu titlul ilustrativ, încă o dată, condițiile se pot schimba în orice moment. Deci ceea ce vorbim acum, mâine s-ar putea să nu mai fie de actualitate, dar asta este, ne adaptăm. Da, este adevărat. În această perioadă, foarte multe lucruri se schimbă de la o zi la alta. Voi începe cu o frază pe care o spunem întotdeauna clienților noștri. Veți fi siguri că plecați, de ziua în care plecați, de itinerariu, de escală și de ziua în care ajungeți, în momentul în care vă urcați în avion la Montreal, să zicem, sau chiar mai rău, în momentul în care vă dați jos din avion la destinație. Despre ce este vorba? În continuare, se operează pe liniile transatlantice, pentru că, în primul rând, trebuie să trecem Atlanticul. Se operează undeva la 8, maxim 10% din capacitatea de acum 2 ani și undeva peste capacitatea de acum un an, pentru că anul trecut, pe vremea aceasta, nu se prea zbura. Vorbim de restricții de frecvența zborurilor. Zborul direct este pentru al doilea an consecutiv anulat pentru România. Air Canada nu zboară în România. În acest moment se poate ajunge în România cu mai multe escale sau cu o singură escală la Istanbul cu Turkish Airlines, la Zurich cu Swissair, la Paris cu Air France, la Amsterdam cu KLM și la Frankfurt cu Air Canada și după aceea cu Lufthansa. Lufthansa își rea activitatea, de fapt și-a reluat activitatea și are zboruri prin Frankfurt deocamdată,
Zborurile prin München sunt suspendate cel puțin până pe 31 octombrie anul acesta, de aceea și posibilitatea de a merge în orașele din provincie, din România. Ajungem la restricții. Restricțiile acestea se stabilesc în funcție de numărul de cazuri de coronavirus. Canada, în acest moment, vorbim de astăzi, 5 mai, este pe lista galbenă, începând din 22 aprilie, adică numărul de cazuri de COVID este mai mare decât cel din România și atunci, fiind pe lista galbenă, automat sunt restricții. Restricția 1. Trebuie prezentat un test de corona negativ la îmbarcare și în România se face carantină 10 zile la domiciliul declarat. Sunt și anumite excepții. Pentru acestea, rugămintea mea este să contactați agentul dumneavoastră de voiaj, care, în mod normal, ar trebui să fie bine informat. Să precizăm că acest test negativ este solicitat deocamdată cu 72 de ore înainte de îmbarcare, da? Și cine face verificarea? Compania aeriană, autoritățile frontaliere? Sunt anumite excepții. Verificarea se face cade în sarcina liniei aeriene la îmbarcare în Canada. Acest test, care trebuie să fie cel PCR, sau mergem pe PCR, iată, nici acum nu scăpăm de PCR, s-o dăm pe glumă. Testul acesta trebuie făcut în funcție de escală și în funcție de țara în care se face escala. Pentru escală la Istanbul, România solicită testul cu 72 de ore înainte de plecarea din Istanbul către București. Pentru escală la Paris, același lucru. Pentru escală la Amsterdam, autoritățile olandeze cer 72 de ore înainte de a ajunge în Olanda, dar România cere 72 de ore înainte de plecarea din Amsterdam, deci vom face un test cu 72 de ore înainte de plecarea din Amsterdam către București. Pentru Germania, autoritățile germane solicită testul cu maxim 48 de ore înainte de a ateriza în Germania. Deci, iată, sunt ore diferite pentru țări diferite și ajungem și la întoarcere, despre care vom vorbi mai târziu. Rețineți, Canada solicită ca testul să fie făcut cu maxim 72 de ore înainte de zborul direct către Canada, adică zborul din Frankfurt, Amsterdam, Zurich sau Paris sau Istanbul. Pentru că suntem în acest context de anulări, de zboruri, reprogramări foarte multe. Iată, este un an de când a fost declarată pandemia. Ai avut foarte, foarte mult de muncă în linia asta. Poate că, sper că nu e adevărat ceea ce cred eu, ceea ce intuiesc eu, că ai avut mai mult de muncă la reprogramări, rambursări, decât la rezervări. Sper să nu fie așa, pentru că reprogramările și rambursările nu ți aduc business. Nu ești plătit sau nu ești plătit foarte, foarte bine pentru treaba asta. Cred că a fost dificil și pentru tine, dar ce înseamnă acest context pentru tine, pentru clienții pe care ai servit? Perioada aceasta a fost dificilă pentru toți agenții de voiaj și pentru clienți. Cum foarte bine ai spus, a fost mai mult de muncă decât în perioadele normale. Pentru că pe lângă politica liniei aeriene de a nu rambursa biletele cumpărate, deci de a nu da banii înapoi pentru un serviciu neprestat, peste aceasta s-au suprapus, din păcate, de destul de multe ori, atitudinea clienților, care au considerat că noi, agenții de voiaj, agențiile de voiaj, și nu e vorba numai de Theo Travel, nu dorim să facem rambursarea. În condițiile în care, pentru noi,
toți agenții de voiaj din Canada, cel mai simplu ar fi fost să rambursăm. Iacătă, acum aproape 3 săptămâni, Air Canada a acceptat să ramburseze banii pe biletele de avion cumpărate și care nu au fost folosite, datorită faptului că au primit un împrumut cu o dobândă foarte mică de la Guvernul Canadei. Noi am început să procesăm toate rambursările. Pot să spun cu mândrie că Teo Travel a rambursat toate biletele la care s-a făcut cere pentru Air Canada. Mai avem credite de voiaj și vouchere pentru anumite linii. Ajungând la... Cât timp durează din momentul solicitării, rambursării, până când intră banii în contul clientului? În deci medie. Pornim de la următorul aspect. Întotdeauna când se emite un bilet de avion, banii merg direct la linia aeriană. Indiferent de modul de plată, biletul este plătit și banii sunt la linia aeriană. Banii nu sunt niciodată la agenția de voiaj. În momentul rambursării, dacă plata a fost făcută cu o carte de credit, de regulă, în condiții normale, banii sunt înapoi în contul cărții de credit în 3 la 5 zile lucrătoare. Deci dacă, merge destul, destul de repede, dar iată o veste foarte, foarte bună pentru canadieni, după o perioadă destul de lungă de așteptare, li se rambursează costul biletelor care au fost anulate din cauza pandemiei. Se pare că și Transat merge în aceeași direcție, nu doar Air Canada? Da, și Air Transat a primit un împrumut de la guvern și în momentul acesta a început să deruleze rambursările. Se merge un pic mai greu la Air Transat, este nițel mai stufos. Începusem să zicem de cărțile de credit, plățile făcute cu cărți de credit și rambursări. Dacă plata a fost făcută cu cec, transfer bancar, carte de debit sau numerar, atunci noi trebuie să așteptăm ca banii să fie transferați de Air Canada sau de linia respectivă în contul agenției, și noi atunci emitem un cec sau facem un transfer electronic, un e-transfer la client. Asta în concluzie, de regulă durează un pic mai mult. În concluzie, durează mult mai puțin dacă plata a fost făcută cu cartea de credit. În celelalte situații va dura mai mult, dar cel puțin știm că problema e rezolvată, cum s-ar spune. Da. Teo, care este diferența dintre credit și voucher? Sunt probabil foarte mulți care ar dori să înțeleagă mai bine. Și mie mi-a luat ceva timp până am înțeles lucrul ăsta din propria experiență. Da. Luăm definițiile de bază. Pentru un credit de zbor, de regulă, biletul de avion este folosit, deci cel nefolosit va fi folosit pentru emiterea unui nou bilet de avion, care obligatoriu va fi cu aceeași linie aeriană sau cu aceeași alianță. Deci pentru aceeași persoană sau pentru aceeași persoană. Creditul nu putem transfera la o altă creditul de zbor nu se poate transfera. Cu toate acestea, Air Canada a prevăzut o portiță în care a zis că poate fi schimbat numele. Portița asta e așa de mică și atât de dificilă încât majoritatea preferă să o evite. Am făcut așa ceva, facem în continuare. Un voucher e de două tipuri. Unul poate fi nominal și trebuie folosit de aceeași persoană cu aceeași linie sau cu aceeași alianță și altul este nenominal, este transferabil fără perioadă de valabilitate. Poți să-l dai oricui, să-l faci cadou și să-l folosească.
Acum sunt linii aeriene care zic, un voucher poate fi rambursat, se pot recupera banii într-o anumită perioadă de timp, de regulă după un an de zile. Pentru mai multe detalii, iarăși, contactați-vă agentul de voiaj. Și pentru că vorbim de agenți de voiaj și pregătirea lor și de faptul că se găsesc din ce în ce mai puțin, această pandemie reducând numărul agențiilor undeva la 50%, vreau să vă spun că astăzi, 5 mai, este ziua agenților de voiaj. În același timp, hey, cu Cinco la mulți ani, la mulți ani. O sărbătoare mexicană, așa că o să zicem salut, multă sănătate clienților noștri și vă mulțumim că apelați la serviciile agenților de voiaj, indiferent de agenția la care lucrează. Pentru că vorbim de voiaje astăzi, sunt foarte mulți canadieni care lună de lună, an de an, își petrec vacanțele în Sud, în Statele Unite. Sunt câteva criterii pe care eu personal nu prea le înțeleg. Poate că mă ajuți tu. Mă refer în mod special la intrarea în Canada din luna februarie, mi se pare jumătatea lui februarie sau puțin mai spre sfârșit. Guvernul Canadei a impus carantinarea la un hotel desemnat de către guvern. Există o listă cu hotelurile în care suntem obligați să ne cazăm până când primim rezultatul testului. Asta este dacă venim pe cale aeriană. Dacă intrăm în Canada din Statele Unite pe cale terestră, nu suntem obligați să mergem la acest tip de hotel impus încă o dată de, și ales de Guvernul Canadei. Cum ai spus și tu, telespectatorii noștri trebuie să înțeleagă că aceasta este o decizie politică. Nu este aleasă de agențiile de voiaj, nu este aleasă de liniile aeriene, de hoteluri sau de operatori. Este o decizie politică prin care cei care sosesc pe cale aeriană sunt obligați să prezinte o rezervare preplătită de 3 zile la un hotel unde vor aștepta rezultatul testului de coronavirus făcut pe aeroport, pe cele 4 aeroporturi de fapt din Canada care sunt autorizate, respectiv Montreal, Toronto, Calgary și Vancouver, și în momentul în care primesc rezultatul de la testul de coronavirus, de regulă în 24 de ore, pot să plece acasă unde își continuă carantina până la 14 zile. Banii pentru cele două zile nefolosite, din păcate, nu se rambursează. Este ciudat că cei care trec vin pe cale terestră, deci e clar, singura posibilitate e să treci granița din Statele Unite în Canada, merg direct acasă, nu merg la un hotel. De ce este așa? Este, cum am spus mai înainte, o decizie politică. Teo, pentru că ai amintit de vaccinuri, iată, suntem într-o fază în care vaccinarea progresează destul de bine și în Canada. Deși a început ceva mai timid în raport cu Statele Unite, cu unele țări din Europa, Israelul nu mai vorbim. Ce crezi că ne așteaptă, tot din punct de vedere al călătorilor, al voiajelor? Avem șansa, putem spera că vom putea călători anul acesta, din vară, știu, din toamnă. De călătorit se călătorește în continuare, dar restricțiile pun o piedică în calea deciziei de a călători. Fie că este vorba de restricții legate de sumele suplimentare pe care trebuie să le cheltuim pentru teste, nu e deloc ieftin să faci un test, e $200,
cel mai ieftin pe care îl știu, pentru plecare din Canada. Este vorba de carantinarea la hotel, la întoarcere. Plus și peste aspectul financiar apare și aspectul de timp. Pentru că ia că te mergi în România, ești pe lista galbenă, trebuie să faci minim 10 zile de carantină. Te întorci din România, ajungi în Canada, faci iarăși 14 zile de carantină. Deci deodată îți trebuie cel puțin 24 de zile de concediu. Suntem în Canada. Cât e un concediu de mare la noi, ne gândim ce sacrificii putem să facem ca să avem lucrurile astea. Eu cred că se va călători, se va începe, se va dezmorți domeniul ăsta care este aproape de la pământ. Se vorbește foarte mult de acele pașapoarte de vaccinare, pașapoarte verzi. Din informațiile pe care le am, acele pașapoarte vor reflecta dacă ai avut, dacă ai făcut vaccinul, când l-ai făcut, dacă ai făcut testul de coronavirus și când l-ai făcut. Acum, nimeni nu zice că se va călători numai dacă ai făcut vaccinul. Crezi că prețurile la biletele de avion, la vacanțe, la, eu știu, all inclusive, vor crește, vor scădea? Poate că e dificil de estimat, dar eu știu, poate ai o opinie? În acest moment, conform datelor oficiale, sunt foarte mulți bani pe piață, mulți bani disponibili. Pentru că în anul trecut nu s-a călătorit, oamenii nu și-au mai cumpărat, eu știu, n-au mai fost în vacanțe, nu și-au mai cumpărat mașini și s-au strâns foarte mulți bani. Deci bani sunt disponibili. Apoi, cererea este destul de mare pentru că vrem să călătorim, vrem să mergem în vacanțe. N-am mai avut vacanță de un an și mulți poate chiar de 2 ani. În al treilea rând, oferta este mică pentru că sunt restricții. Dacă facem comparație cu prețurile la bilete de avion de acum 2 ani când se circula și prețurile din acest moment, nu sunt schimbări. Pe baza cererii și ofertei, bineînțeles că prețurile se vor mișca după legile economice, după legile pieții. Vom vedea cum vor evolua. Dar în acest moment, prețurile sunt neschimbate față de acum 2 ani. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta la această emisiune și pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat. Mult succes și pe curând! Mulțumesc foarte mult pentru invitație și încă o dată, dragi telespectatori, nu uitați, atât SQTV, cât și Teo Travel și agenții care lucrează în agențiile românești sunt aici pentru a vă ajuta pe dumneavoastră să vă informați sau să vă desfășurați călătoriile. Vă mulțumesc foarte mult și numai de bine!